Este doliu uriaș după ce trei fete de 17 ani au murit într-un accident petrecut în regiunea Kirovohrad din Ucraina. În dimineața de 25 iunie, în jurul orei 4, secția de poliție din regiunea Kirovohrad a fost informată despre producerea unui accident în apropierea satului Novgorodka. Echipajul ajuns la fața locului a găsit un mățedes distrus în afara șoselei și șapte adolescenții ce păreau a fi răniți. Însă două fete erau deja moarte. Ceilalți răniți au fost duși la spital, unde a murit cea de-a treia fată, potrivit unui comunicat al poliției ucrainene. Polițistul, care a fost și el rănit ușor în accident, nu a fost găsit la fața locului. Anchetatorii spun că acesta a încercat să fugă. Dar a fost reținut în apropiere. În schimb, el susține că, de fapt, se ducea să caute ajutoare. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, toți adolescenții participaseră la festivitatea de absolvire a liceului, după care au fost la o petrecere care s-a încheiat în cursul nopții. Sincere condoleanțe familiei.